Tribunalul Buzău a pronunțat astăzi prima soluție în cazul complicilor lui Cosmin Dan, tânărul care, în data de 23 februarie 2019, a ucis-o pe Valentina Nica. Unul dintre complici, Alexandru Naum, a primit 20 de ani de închisoare, în timp ce Radu Clonț a fost condamnat la închisoare pe viață. Totodată, cei doi vor avea de achitat daune morale și materiale în valoare totală de 120.000 de euro părinților fetei care a fost ucisă. Soluția nu este însă definitivă, ci poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Radu Clonț și Alexandru Naum au avut o participare directă la uciderea prin incendiere a Valentinei, tânăra care a sfârșit arsă de vie după ce fostul iubit a stropit-o cu benzină și a dat foc. Cei care au adus combustibilul au fost cei doi complici care și-au aflat astăzi pedeapsa. Potrivit unor mărturii din dosarii, au fost sunați de către autorul principal, Cosmin Dan, care le-ar fi spus explicit pentru ce îi trebuie benzina. În 2020, Cosmin Dan a fost deja condamnat pentru omor cu premeditare prin cruzimi, pedeapsa fiind stabilită la 24 de ani. Amintim că pe 23 februarie 2019, Cosmin Dan și-a ucis prin incendiere fosta iubită Valentina Nica, de teamă ca fata să nu îi strice relația cu iubita actuală. Crima a avut loc în apartamentul Valentinei, la etajul 9 al unui bloc de pe bulevardul Nicolae Bălcescu. În 2020, Cosmin Dan a fost condamnat la 24 de ani de închisoare și plata daunelor morale în valoare de 150.000 de euro către părinții fetei.